Sâmbătă s-a dat startul returului în seriile de est și de vest ale campionatului județean de fotbal Sălaj. Pentru prima zi au fost programate două partide, câte una în fiecare serie. Astfel, Meseșul Trezne a primit vizita celor de la Silvania Cehu Silvanii în seria E, meci câștigat cu 5-0 la seniori și 8-0 la juniori, în timp ce în cealaltă serie, favorit Crasna a făcut deplasarea la Barcău Nușfalău, unde gazdele s-au impus cu 4-1 în meciul seniorilor și 3-0 în cel al juniorilor. Duminică s-au disputat restul partidelor din cele două serii. În seria de vest, Gloria Bobota a terminat la egalitate, scor 2-2 cu Venus Măieriște în partida seniorilor, în timp ce la juniori a câștigat clar cu 3-0. Flacăra Hălmaști n-a avut emoții cu ASE Chiejd, impunându-se cu 6-1 la seniori și 3-0 la juniori. Cum Gloria Meseșeni a fost exclusă din campionat, FC Zalău 2 Logistic a câștigat cu 3-0 ambele partide. În seria de est, Someșul Ileanda își continuă supremația după ce a învins cu greu Progresul Bălan la seniori, însă a pierdut cu 2-0 partida juniorilor. Dumbrava Gâlgău s-a impus în ambele meciuri disputate împotriva celor de la Rapid Jibou cu 3-2 la junior și 2-1 la seniori. Echipa Real Crișeni a fost exclusă din campionatul seriei est, astfel că Someșul Odorhei a câștigat cu 3-0 la masa verde ambele partide, atât la junior cât și la seniori. În această serie de est, Someșul Ileanda rămâne pe primul loc cu 36 de puncte, urmată de Meseșul Trezna cu 26 de puncte și Rapid Jibou cu 20 de puncte. În seria de vest, favorit Crasna conduce cu 33 de puncte, urmată de Barcău Nușfalău cu 26 de puncte și Zalău 2 Logistic cu 25 de puncte.